Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Iată în fața voastră cu o etalare pe care n-am mai făcut-o de ceva timp. Dar trebuie să vă mărturisesc o situație. Mă pregăteam să fac etalarea pentru Taur, pe care am sărit-o intenționat, că n-am vrut să fac în ritmul pe care fac de obicei, nu din alte motive. N-am nimic cu Taurii, dar pur și simplu am zis să schimb ritmul. Așa, și îmi pregăteam cărțile, vedeți? Îmi pregăteam cărțile și când am scos din sertar, așa, aceste de cărți tot pe jos. Tot pe jos. Și zic, mă, cineva vrea să facă etalare sexy, energia intimă dintre voi și cineva. Și zic, mă, dacă vreți, încerc. Acum eu știu dacă o reuși, că știți că sunt așa într-o stare mai... Dar poate îmi face și mie bine să ies din starea mea asta mai dark, mai tristă, mai meditativă. Poate îmi face bine. Cărțile acestea nu sunt de ales, sunt cele pe care le voi folosi. Așadar, nu vă ghidați după ele pentru că le voi folosi. Aici este energia, din acest set de cărți voi scoate energia fiecăruia, apoi situațiune și apoi energia, știți voi, sexy. Hai să vedem. Am gândit așa. Zic, ce să vă pun? Să fie ceva așa mai... Că nu mai găsesc eu cristalul roșu, avem niște... un jad frumos, în fine, nu-i mai cine știe cum va fi. Și am gândit așa, numărul 1, 2 și 3, fiți atenți. La 2 și 3 am găsit pereche, la 1 e o pereche mai neconvențională. Haideți să vedem, la numărul 1, brățara mea de magneți, spirală, nu mai e cerc, e o spirală, și această cerceluș în formă de aripă, da? Și evident că se magnetizează. Numărul 2, alb și negru, yin și yang. Tu ești yin-ul tu la yang-ul meu, nu? Tu ești yin-ul la yang-ul meu. Tu ești energia feminină la energia masculină a mea. Și numărul 3, roșu și verde, complementar. Știți bine, cercul lui Eaton, pentru cei care nu știți, vă zic eu, complementaritate. Absolută. Eventual, pasiunea aceasta poate să creeze ceva cu verde sau îți deschidă sufletul cuiva sau să se împământeze sau să se materializeze mai bine într-un fel sau altul. Dar v-am dat deja prea multe chestii, da? Voi alegeți 1, 2 și 3. Eu îmi pun chestiunea aceasta deoparte. Dacă se auze zgomot, încerc scuze. Și hai să vorbim un pic așa despre numărul 1. Numărul 1, unul dintre voi, nu știu care, unul dintre voi este mai dark. În ce sens? Nu neapărat, nu vă gândiți, știți bine că nu promovez deviații și cine știe ce aberații, nu. Sunt un om care promovez sexualitate sănătoasă. Așadar, acest negru foarte intens se regăsește și în celălalt. Aș spune. Și exact umbrele, situații, poate unul dintre voi este mai gotic. Știți, eu am fost gotică, bine, și acum sunt cu arta gotică, am fost ani de zile. Fanatică sau și fanatică și îndrăgostită de arta gotică. Multe proiecte le-am avut pe gotic. Și da, am fost și cu rocul și cu arta gotică și eu cred despre cei care iubesc arta gotică că sunt oameni profunzi. Așadar, și sexualitatea lor este profundă și nu se aruncă în aventuri, nu se aruncă în cine știe ce chestiuni. Asta e părerea mea. Acum, faptul că este negru-negru, poate că unul dintre voi trece printr-o situație mai critică. Coffee, doliu, coffee... alt sentiment de trădare, de nemulțumire, de... variază. Așadar, dacă unul dintre voi sesizează această energie că iese în afara, sau mai bine zis, radiază în afara această, nu aș spune umbră, e un magnetism care atrage. Dacă formulez corect, profunzimea cuiva, e Pluto. Eu aici văd Pluto, poate chiar și Saturn. Profunzimea cuiva atrage. Și atrage. Și asta e. Atrage.
Hai să vedem totuși energia dintre a fiecăruia dintre voi. Exact, Black Egg. Și a celuilalt. Wow. De deja sunt cam multe. O păstrez pe prima. Semn de aer, că și a doua era tot de aer. Da, interesant. Hai să lăsăm așa. Ia uite. Nu mai contează asta. Exact ce am zis mai devreme. Semn de aer și ceva apă și aici persoana cu oul negru. De ce ridică vocea? Persoana cu oul negru deja manifestă chakra 5, a 5-a a comunicării, vișudii. Creează ceva. Vedeți aceeași textură ca la magnetul acesta. Creează ceva din întuneric. Creează lumină, generează, atrage prin puterea de transformare și poate și de comunicare. Persoana asta este mai evoluată pentru că are eterul ca și reprezentare. Și în setul acesta de cărți, eterul are doar 7 cărți, evident. 7 chakre, 7 cărți. Cealaltă persoană, nu zic că nu are potențial, are un potențial imens, dar încă nedescoperit și probabil descoperă în contact cu persoana mai evoluată. Vedeți-vă poziția. Marcaj puternic pe aer, aer, aer și ceva apă. Persoana care are marcaj puternic pe aer, adică este mai mentală, nu se semn, poate să fie și cu marcaj puternic în gemeni, balanță, vărsător, dar este persoană mentală, logică. A experimentat cu acest rechin niște stări negative, emoționale foarte negative. Însă cred că comunicarea cu acest personaj, pentru că aici este chakra a 5-a și vedeți, aveți două cărți care reprezintă păsări. Păsările reprezintă comunicare, clar, da? Și una și cealaltă. Ba, aș tinde să cred că această privighetoare este energia dintre voi la un moment dat cândva. La un moment dat cândva, persoana evoluată a vorbit cu celălalt și a adus lumina. L-a scos sau a scos-o dintr-o energie negativă. Aș spune... Care-i cuvântul? Autoironie, sarcasm, în genul ăsta de energie. A petrecut acest personaj până să comunice cu oul negru. Să nu uităm că oul reprezintă un potențial, este simbol feminin în mod special, dar acesta transmite lumină, alchimizat, a transformat și aici avem indigo. A transformat în lumină toată experiența sa negativă și creează în continuare și creează și creează și comunicăm. De-aia zic, această privighetoare, cred că este energia dintre voi la un moment dat cândva. Și cealalt, și în continuare acest personaj, cândva sarcastic, cândva negativ, pesimist, începe să înțeleagă în relație cu tot negru, negru, ne vedeți, negru, întuneric, noapte, energii negative, începe să înțeleagă, de fapt, să simtă că, de fapt, are în mâini, la picioare, chiar, un potențial. Poate ne descoperi nimeni decât de acest ou negru sau în contact cu persoana prima despre care am vorbit. Posibil aici să fie energie feminină. Interesant că aveți și aripi. E o aripă, aripă neagră. Dar știți, corbul este foarte înțelept. Mi-aș dori foarte mult. În loc de papagal, mi-aș dori corb sau cioară. Chiar și coțofană. Foarte simpatice. Așa, de... Nu știu, de prietenie. Bine, uliu ar fi și mai frumos. Dar, în loc de uliu, cioară le-ați mai la îndemână. Mi-ar plăcea să dresez o cioară sau un corb. Asta zic, este un potențial și în acest potențial se dezvoltă și atracția dintre voi. Hai că să revenim la partea sexy, da?
în acest potențial. Hai să vedem situațiune între voi, situațiune între voi. Ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat. Acum că vorbesc la prezent despre situații care sunt în trecut, sau asta e pentru unii prezentul a trecut, pentru alții acum este, pentru alții va fi. Știți cum e, timpul variază de la om la om. Situațiune numărul 1. Odată. Regele de spade. Se confirmă semn de aer gemeni balanță vărsător. În mod special sau figură mentală. Care descopere care emoții sau poate că până acum desconsidera emoțiile. Considera că emoțiile sunt niște chestii. Hai băi, lasă că trebuie să fii logic, rațional, nu în control. 3 de cupe. Bucurie. O întâlnire între două suflete care fuzionează într-un anume fel. Într-un anume fel. Acum în ce fel? Ia. Odată. Poate 3 de cupe să reprezinte și un cerc de prieteni sau un anume tip. Ia uite, 9 de cupe. De 3 ori. Multe emoții și multă pasiune, regele de foc. Multe emoții. Speranța că va fi ceva între voi în cazul în care n-a fost până acum. Ia. 8 de bâte. E foarte sexy 8 de bâte. Asul de spade. Comunicare, comunicare, aveți deja, repet, chakra a cincea a comunicării. Aici cineva manifestă, cineva este manifestor sau manifestor generator. Sau poate să fie și proiector cu chakra a cincea accentuată sau activată. Bine, a trebuit să vorbesc mai puțin. Ok, vorbesc mai puțin despre chestia asta. Dar aici este un personaj care știe să-și folosească puterea de a manifesta prin comunicare. Celălalt învață. Ia uite, valetul de cupe. Da, a fost comunicare între voi. Poate că au fost și drumuri, distanță, de bâte sugerează și o distanță și drumuri. Dar, în primul rând, comunicarea a fost și se manifestă, să zicem, și la timpul prezent. Trecut prezent. Poate chiar și viitor. Se manifestă. Ați comunicat de mai multe ori și această comunicare 8 a transformat. Pentru că personajul știe ce zice. Aici. Și nu doar că știe ce zice, haideți să vă mai zic eu. Când vorbește, știe cum să transmită energia. Deci sunt vibrații. Ca să fie perceput sau percepută corect. Sau ca să inspire sau ca să transforme. Opt înseamnă transformare. Dar 8 este și casa 8 a sexualității, a scorpionului. Moarte, renaștere, sexualitate, da? Și 8 de bâte, pardon, înseamnă sex, 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 sex. Probabil comunicarea care a fost undeva a tras, apropo de magnet, a creat acest magnetism. Ați simțit că vă simțiți bine împreună, că e o atracție mai specială. Da? Că ați merge până la capătul lumii sau până la capătul, eu știu, cărui capăt. Asul de spade, iar comunicare. Toate, și valetul reprezintă comunicare, toate reprezintă comunicare. Valetul este o comunicare emoțională, sinceră, din suflet. 8 de bâte reprezintă poate mai multe etape în care ați comunicat, inspirat, nu musai sexy. Nu, poate ați flirtat mai mult sau mai puțin, este posibil. Dar comunicarea inspirantă a creat premisa acestei atracții. Și asul de spade central, comunicarea aceasta care a transformat, îl ajută pe celălalt să iasă din blocaje, din teacă, să se elibereze, inclusiv sexual. Puteți să interpretați chestia asta și la nivel sexual, dar deocamdată vorbesc așa, la modul general. Imediat vin cu cărțile și sexul. Bine, mie mi se par cele mai de bun simț acesta pe care le-am eu. Acum valetul de cupe ar putea să reprezinte o energie a viitorului sau viitorului apropiat, dorința de a comunica din suflet. Și pentru că este energie mai tânără, ar putea să fie personajul care este mai puțin conștient de ce are de făcut, dar doritor să împărtășească, vedeți aici este lumină, din această
nouă energie pe care o descoperă, a descoperit-o în preajma acestuia. Ia uite, nouă de monede, persoana care inspiră la independență, la realizări, la transformare, la tot. Ia uite. Și nouă de spade versus nouă de spade, aici este 8 de spade, da? Ce faci? Omule, 9, 10, 4 de spade. Ce faci? Cum îți consumă, aș spune, viața în energii negative, cu cât gândești mai negativ, cu atât îți atragi negativitate. Nu zice nimeni că nouă de monede nu n-o fi trecut prin doli, prin pierderi, prin decepții, prin depresii, dar a evoluat, l-a transformat, este o persoană care inspiră la independență, la succes, la tot ce poate fi mai bun. Eu așa interpretez. Dacă vă place, bine, dacă nu, tot bine. Hai să vedem energia intimă dintre voi. Numărul 1, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Ia să mă gândesc cum fac. Da, haideți că fac așa. Deci acesta ar fi așa. 1, 2, 3. Energia unuia, a celuilalt și central. Îndrăgostiții apare la capătul setului de cărți, se susține zodia gemilor în mod special, dar și importanța alegerilor. Ce trebuie să aleagă? Cel care nu știe să comunice, să aleagă comunicarea. E valetul, valetul de cupe, ea revine. Ca să poată să creeze stabilitate, ca să poată să manifeste, eu știu, acea întâlnire magnetică, teribilă, la care visează. Intensă, că am văzut regele de bute și nouă de cupe. În cazul în care n-am manifestat. Până acum. Hai să vedem. Iau. Oh. 8 de bute reapare. Cavalerul de cupe și regina de... regina de monede și regele de cupe și asul de cupe. Cu siguranță se vrea un nou început în care cei doi să se simtă. Să se simtă, nu doar să se simtă atrași. Haideți să vorbesc în primul rând despre cărți. Energia aceasta, oul negru, a simțit, eu simt că diavolul este ce a intuit despre celălalt. Că celălalt, da, este, poate viril, da, dacă e vorba de un bărbat, este înalt, bine făcut, o fi viril, o fi căutat, o fi având opțiuni. Și trecând peste aceste lucruri, a simțit și energia interioară a acestui personaj, care, până la un punct de desconsidera conexiunea emoțională dintre partenerii săi de pat, să zic, și... desconsidera conexiunea emoțională, era într-o energie negativă, 8 de spade și rechinul. Exact energia aceasta toxică, acesta este. Și a spune că oul negru a intuit, dar a mai intuit ceva, a mai intuit și potențialul. În acest motiv probabil s-a amânat ceva, un început. Apare spânzuratul, s-a amânat un început. Energia sexuală dintre voi deocamdată e în stand-by, aș spune. Chiar dacă inițial a fost wow, apropo de magnetism, wow, ce simt. Transpir, tremburi, te bâlbâi, chestii, te uiți în altă parte ca să nu vadă cealaltă persoană. Dar cred că a fost la fel între ambele persoane. În prezent... urmează, e o încheiere de ciclu, casa 12-a a peștilor și apoi 1. E o încheiere de ciclu. Cu alte cuvinte, în prezent, amânările, așteptările se vor încheia. Se va manifesta o nouă etapă în care, aș spune, persoana aceasta trebuie să învețe să exprime din suflet și în momentul în care va exprima din suflet, lucrurile vor demara cu rapiditate,
veți ajunge în brațele unuia și celuilalt, vă veți simți bine. Între timp, în această perioadă de amânare, energie, vedeți cărțile, energia masculină a urmărit energia feminină, a urmărit-o. Probabil că a și visat, poate că au fost visuri, vise, a fost dorința de a... E o dorință de a... de a nu-i da drumul, de a o lega. Bine, nu mă gândesc musai la BDS. E dorința de a nu rupe legătura. Măcar comunicarea, de a se mai întâlni, de a comunica în sensul acesta. A urmărit această energie feminină, i-a urmărit vulnerabilitatea, a urmărit ce face. Însă în această așteptare, repet, posibil a descoperit că începe să simte. Și asta e mare lucru. Și acum urmează să comunice valetă de cupe din suflet. Poate să comunice de ce nu s-a manifestat, de ce nu s-a manifestat, de ce a rămas relația în stand-by din cauza unor chestiuni care trebuiau rezolvate la nivel personal, obsesii, frici, poate chiar frică, deși la diavol nu pare frică, dar... Aș spune că odată ce comunică emoțional acest personaj, am zis, puteți să fiți împreună, va fi deschidere și din partea celuilalt, acesta visează, o salvează, o salvează pe doamna visurilor sale, cu regina de monede, că deja a pus-o pe un piedestal, că o adoră. Dacă până acum a urmărit-o, acum visează că o salvează, că o satisface din... și o sărută din cap până în picioare, din picioare până în cap. Dar sunt și momente de tandrețe care se vor materializate cu regele de cupe și asul de cupe. Sunt momente de tandrețe. Nu e vorba doar de sex, cum ar fi fost pe vremuri. Și ideea este că dacă s-a amânat ceva, nu s-ar fi manifestat, vedeți, acest stairway to heaven, posibilitatea de a vă transforma prin sex, prin momentele intime, de a zbura, de a crește. Cât am vorbit? Acum acest personaj este foarte, am zis, de tandru, dorește să fie protector, să hrănească, să alinte. Înainte s-ar fi concentrat doar pe aspectul fizic și atât. Da, urmează să evoluați cu această scară, urmează să evoluați, evident, prin sex puteți crește. Dar dacă e manifestat corect cu asul de spade, odată, de două, ce este? Ia uite, regina de cupe și am văzut regele de cupe. Da, între timp a fost descoperită dragostea. Asta simt. Deocamdată sunt visuri, șapte de cupe, se visează, fantezie erotice, ar spune. Ah, ce frumos! Deci aș spune că odată exprimat sufletul, emoțiile transformate, și odată ce vă veți întâlni împreună, veți manifesta un început cu asul de cupe. Veți manifesta stabilitate cu cavalerul de monede. Și vedeți ritualul, exact, ritualul pe diavol și pe...
A zis, omul negru, persoana aceasta care știe ce zice, știe ce face, inclusiv în pat. Nu e vorba de obsesia acestei persoane, e vorba de cealaltă, persoana cealaltă. Persoana aceasta știe să vindece cu ritualul. Să vindece deviațiile și obsesiile, apropo de 8-8 de spade, celuilalt. Pentru că diavolul are și el niște traume și asta e. Hai să le mai ascund un pic, căci că așa trebuie ascuns. În fine, vedeți? Ea îl vindecă, ea îl hrănește. Ea oferă cupa. El trebuie să învețe să-și transforme situațiile neplăcute, lămâile în limonadă, nu? Situațiile neplăcute, inclusiv la nivel sexual, dar nu se limitează doar la atât. Și după o perioadă de amânări, acest nou început va aduce o creștere. Cavaliuri de monede. Acesta trebuie iar, cel care vine să împărtășească emoțiile, trebuie să-și explice de ce s-a întârziat, cum s-a transformat. Va trebui să explice niște lucruri, simte nevoia să explice. Pentru că o negru, energia feminină, aș spune, divină, merită niște explicații. Și, repet, se poate manifesta un as de cupe, un nou început, asul de spade și asul de cupe. Marcaj puternic între aer și apă. Ia uite, foietonul. 10 de cupe. Puteți să mergeți către momente de fericire absolută. Să depășiți 8 de spade. Ia uite, 8 de spade. Diavolul, din mintea cuiva, aș spune. Poate că cineva avea un fost, o fostă. Un fost, o fostă sau foști foste. Foarte toxici. Un trecut. Nasol. Așa, da? Dar aș spune că dacă se va manifesta, asta e energia. Dacă aveți curajul cu asul de spade să comunicați, mai ales ei, puteți manifesta stabilitate și dragoste și vindecare cu ritualul de eliberare de obsesii, de un trecut mai nesănătos, aș spune. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Ia să-mi pun cărțile. Sper că v-a plăcut, da? Adică, eu nu pot să vorbesc dirty, nu sunt genul, nu-mi place. Nu, mie nu-mi place dirty talk. Cui place să ascult în altă parte, eu nu pot. Și nici nu aș vrea, și dacă aș putea, n-aș vrea. N-aș vrea, pentru că mă respect. Și din punctul meu de vedere, nu mi se pare o chestie sexy. În fine. Numărul 2. You are the ink to my yang. Nu? Ești energia feminină la energia mea masculină și invers. Ești lumina mea în întuneric, ești întunericul meu când nu ești lângă mine. În fine. Cu alte cuvinte, vă completați foarte bine și unul și celălalt. Dar rămâne de văzut cum vă intersectați lumine. Probabil că lumile sunt diferite. Însă. Puteți fuziona, da, de ce să nu fuzionați? Să vedem energia dintre voi. Curățăm cărțile pentru numărul 2. Numărul 2. Energia celor doi. Energia celor doi. Unul este mai profund. Celălalt este mai light, să zic, mai luminos. Însă, are nevoie de stabilitate cel care mai nu mă deranjează să fii senin, dar dacă ești mai optimist decât e normal, ai nevoie de
revenirea la realitate, ar spune. Interesant. Energia unuia este vulturul și a celuilalt. Și sunt două. Wow. Foarte profunde și unul și altul. Că de-aia sunteți Yin și Yang. La capătul setului de cărți, iau-te, atracție mare. Cu leopardul. Atracție mare și un soi de recunoaștere. Recunoaștere în celuilalt și a luminii și a întunericului, vedeți? Vă recunoașteți unul în celălalt, într-un fel sau altul. Și puteți manifesta fericire la un moment dat cu 10 de cupe. Însă, când sunteți în preajmă, până la fericire, manifestați o stare de euforie, ar spune. Energia unui, energia celuilalt. Apă, eter, aer. Dar nu mă fixez pe zodii. Însă, aici este o atitudine mentală, logică, rațională. Aici este emoțională, dar foarte ascunsă. După cum vedeți, sub carapace ceva se întâmplă. Ar putea fi marcaj în rac și în scorpion aici. Și marcaj, nu zic zodie, geme în balanță, vărsător, marcaj. Poate să fie nodul nord, poate să fie Marte, poate să fie Venus în geme. Venus în geme, e mișto. Da, însă nu vorbim acum despre chestia asta. Am spus că unul este mai detașat mental. Celălalt... Care e cuvântul pe care îl caut? E introvertit, clar. E introvertit. Dar am spus, în această scoică mi se pare o energie timidă. Timidă, dar în spatele scoicii deja radiază. Radiază ce? Lumina. Lumina pe care acest personaj începe să o găsească. În conexiune cu celălalt. Vorbim de energia care se întâmplă între voi. Acest personaj renaște. Începe să simtă pasiune. În condițiile în care până acum n-a simțit în preajma altora. De-aia are scut protector, n-a simțit. A simțit poate agresivitate, poate alte lucruri și a dezvoltat scutul. Dar în preajma acestui personaj foarte intens, vulturul, cu conexiune spirituală sau conectați la spiritualitate foarte bine, acest personaj începe să-și transforme și emoțiile și energia sexuală. Eventual, că-i bărbat, că-i femeie, acest personaj se încinge, se înfierbântă în preajma celuilalt, dar nu prea arată. Poate se rojesc obrajii, poate se văd câteva semnale, dar nu arată cât e de foc. E super, super aprins sau aprinsă în preajma acestui personaj. Hai să vedem situațiunea între voi. Celălalt vede potențialul, vede soarele, vede energia, dar se ridică un pic deasupra. Probabil că are exerciții spirituale un pic în avans, simt. Curățăm cărțile. Și posibil tocmai din cauza acestei aure foarte intense, regale, divine, vulturul zboară până la nori, până la divinitate. Acesta s-a detașat ca să acorde timp celuilalt să se transforme. Cu siguranță vulturul nu avea nevoie de lucruri trecătoare, ușoare. Ar fi putut oricând să mănânce o scoică, o midie, mie îmi plac midiile, da? Dar s-a detașat, s-a ridicat, tocmai ca să-i dea timp acestuia să se transforme. Super, super sexă energia dintre voi. Situațiune. O dată, de două ori,
de 3 ore. Ai, uite, steaua. Poate unul este persoană publică, dar și celălalt poate. Cu regina de bâte, de ce n-ar fi și regina de bâte foarte publică? Pasiune, dragoste, magnetism, emoții profunde, cu potențial de vindecare. Nu mă fixez pe zodii, că nu vreau. Chiar nu are rost. Cu potențial de vindecare. Poate să fie parte din misiunea voastră această întâlnire cu steaua. Ca voi doi să fiți împreună, să manifestați pasiune și dragoste, să vă vindecați unul pe celălalt și, eu știu, să străluciți într-un anume fel, într-un anume context împreună, apropo de Yin și Yang. Să fiți împreună. Ce e aia? Yang fără Yin și invers, nu? Doar împreună dați. Perfect. Turnul. Uf! Evenimente neașteptate, trăsnet. 5 de cupe. În prezent regretați. Regina de cupe va fi o împăcare, aș spune. Regina de cupe sub scoică și sub Phoenix. Acest personaj e marcat foarte mult de Scorpion și de Vărsător. Ca și... și mai bine zis de Uranus. Are Uranus într-o conexiune, într-un aspect planetar. Însă, dacă între voi întâlnire a fost trăsnet, la fel a fost și o despărțire. Care a dus la 5 de cupe, la regrete. Nostalgie puțin spus. Dor. Dor imens. Nu știu căruia. Poate odată a fost uneia mai dor, altă dată celuilalt i-a fost dor. Ați alternat, dar în prezent, să zic, în prezent, central este acest 5 de cupe. Interesant, acum observ că în acest turn doar o persoană pică, doar energia masculină pică. Energia masculină care probabil, și să nu uităm că e energie falică, da? Phoenix, deja, știți voi ce ar putea să însemne Phoenix și turnul? Sau trebuie să zic eu chiar motamo așa ce ar putea să însemne? Deci întâlnirea dintre voi, pe acest bărbat foarte încrezător în potențialul său și în capacitățile sale sexuale, dar mai puțin încrezător în emoțiile sale și în sensibilitatea sa și în alte calități care țineau de profunzime, acest bărbat a fost zdruncinat de această întâlnire. Trezit la realitate, i s-a zdruncinat ego-ul. Și cine? Uliu. Pardon, vulturul. Vulturul. Fost zdruncinat. Da, cu siguranță în momentul în care v-ați întâlnit sau poate o energie doar a trecutului, au fost momente foarte intense, fiind simbol falic și turnul și Phoenix-ul, poate au fost ejaculări precoce, eu știu, exagerate, nu insist mai mult pe terminologie, că nu insist. La capătul setului de cărți, roata norocului, 10 de monede, ia uite, 9 de monede, bani. Posibil unul este bogat, celălalt este abundent. Independent și abundent. Asul de cupe a plutit în aer, dar a fost refuzat. De ce? Din cauza că celălalt trebuia să se transforme. Eu asta simt. În fine. Ce mai văd în continuare? Că energia se va schimba între voi. În curând. În momentul în care... Vedeți, iar este un trăsnet și aici la regina de cupe. Este singura regina de cupe care aduce trăsnete. Se va comunica. 5 și cu 1, 6. Trebuie să se comunice dragostea, tot ce se simte, tot ce s-a simțit, tot ce s-a transformat, toate regretele, toate speranțele. 5 și cu 1, 6 înseamnă un soi de împăcare, regăsire. Dar hai să mai vedem ce ar mai fi.
ar mai fi ca unul din voi să fie foarte speriat. Sau speriată de faptul că celălalt poate să plece să-și vadă de drumul său. Da, hai să vedem, curățăm cărțile. Energia intimă dintre voi. Regina de cupe vindecă, Alina. Deci acum vă turnul acesta tot ca pe un simbol falic. E turnul, parte din turn. Atracție este magnetism, este dar. Înainte de toate, e dragoste, e trezire. Nu este orice fel de atracție. Și față de acest turn care din cărămidă e simplu, e simplist, e comun. Acesta este din aur, aș spune că este o energie sexuală sacră pe care cineva o conștientizează. Ia uite, e distanță între voi cu trei de bâte, este de distanță și speranță că vă veți întâlni, că vă veți săruta cu steaua. Vedeți că vă veți vindeca. Hai, odată, ia uite, asul de cupe și patru de cupe. E un refuz. Un refuz și niște regrete, dar și speranța că veți fi împreună iar. O dată, de două ori, de trei ori. Energia intimă dintre voi. Nu pot să vorbesc urât. Dacă vreți genul ăsta de limbaj, căutați în altă parte. Regele de cupe. Aici este. Regele de cupe. Ce frumos. Regina de monede. Regina de cupe. Pe regina de cupe sunteți nebuni. Cred că a intervenit altcineva. Posibil a intervenit altcineva. Și eventual, dacă a intervenit altcineva, trebuie rezolvată problema. Clarificăm regina de pute, de monede. Asul de pute. Vezi cărțile? Hai bine să le acopăr, pe ce trebuie acoperite, mă lași, dacă și asta e nuditate, artiștii n-ar mai trebui să mai picteze nimic. Așadar, în prezent. Am zis, acest bărbat, odată cu întâlnirea dintre voi, un bărbat care pică. E trimis direct la pământ, pe pământ. I se urcase la cap sau la, eu știu ce. Pică la pământ și își dă seama că iubește, că poate să iubească, că poate să simtă. E transformarea prin care trece cel care se ascundea eventual în diferite construcții materiale, tradiționale sau eu știu ce, în orgolii și în... Acest bărbat începe să simtă. În prezent, este potențial de o nouă etapă între voi. Pentru că aceste doruri și acest regret îl face să înțeleagă ce înseamnă o femeie. Să fie la pământ, să se pună la pământ și să onoreze energia feminină, pe care probabil n-a onorat-o sau pe care n-a înțeles-o. Și inclusiv energia feminină din el, că ești ingul tu, iangul meu, da? Ești energia feminină la energia mea masculină și invers. Și ar apare focul ca și simbol purificator, inclusiv în trăsnet. Trăsnetul creează foc, din pasiunea asta puteți să renașteți. Și dacă regina de cupe, regina sufletului său a plecat, este o dorință de reîntoarcere, aș spune, acestui rege care începe să simtă
de a fi împreună cu regina sa. Nu, nu vrea să fie singură, pentru că, nu, vrea să fie cu el. Este el cu regina sa, el cu regina sa. Și vedeți, dacă înainte ea era jos, acum ea este sus. S-au schimbat rolurile. S-au schimbat rolurile. Începe să aprecieze. Începe, tocmai pentru că ea s-a apreciat. Separarea, repet, că a fost o separare bruscă și o trezire. Nu știu de cât timp, dar suficient cât ea să își recunoască valoarea și să-și lucreze, să zic, anumite calități pe care și ea trebuia să le descopere, stabilitate personală și așa mai departe, și el să onoreze toate aceste transformări în ea și în el. Eu asta văd. Uf, turnul. Posibil a mai fost o altă persoană. Dacă a fost o altă persoană cu 3 de spade posibil, în prezent aș spune că puteți să începeți ceva nou. Aveți asul de băte, regele de băte și soarele. Iar doi oameni împreună, de la egal la egal. Puteți să fiți împreună. Cu alte cuvinte, energia sexuală dintre voi în continuare este plină de pasiune, chiar dacă a trecut prin momente de regrete, de lacrimi, chiar dacă au intervenit oameni între voi. Pentru mine, regina de monede poate să semne și o mamă sau care a ținut sub picior băiatul, bărbatul, sau, în acest context, sau o energie karmică. Însă, repet, lucrurile se schimbă și se schimbă în bine. Și într-un mod neașteptat, toată această decepție va fi rezolvată, vindecată. Dar posibil că încă se visează cu 7 de cupe și Marea Preoteasă. Cum să se transforme situația? Deocamdată aș spune că energia masculină trebuie să acționeze. Eu asta simt. Și până la urmă mi se pare normal ca energie Yang-ul să acționeze, nu Ying-ul. Dar, în fine. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Și va trebui să pun pauză. Sper că n-am lăsat de cala sunetul, pentru că a trebuit să-mi dau motonelul afară din cameră. Hai să vorbim despre numărul 3. Cei care ați ales cele două brățări, roșu și verde. Multă, multă pasiune. Roșu e intens. Și dragoste. Cu ce începeți? Începeți cu dragostea și descoperiți pasiunea? Sau invers, începeți cu pasiunea și descoperiți dragostea? Nu știu, voi știți. Vom vedea ceva și în cărți. Însă, am mai spus, în culori complementare pe cercul lui Ethan. Una este primară, cealaltă este secundară. Da, hai să înțeleg din chestia asta că pasiunea este primară, este de fapt energia pe care a simțit-o și nu și celălalt. Pasiune, atracția magnetică, sexuală. Și apoi descoperiți că puteți să vă iubiți. Bine, știți cum e. Cum descoperiți, dar vorbim totuși de energie. Roșu și verde. Aș spune că este cel mai echilibrat contrast complementar dintre toate care sunt. Mai sunt încă 3. Galben cu mov, portocaliu cu albastru. Marte. Ah, interesant. Roșu este guvernat de Marte. Probabil că aveți aspecte intense cu Marte. Și Venus ar fi aspectele secundare. Marte și Venus.
Uite. Ce ar mai fi să zic? Da, puteți să creați împreună dacă vreți. Dacă vreți, puteți să creați împreună. Hai să vedem energia dintre voi. Curățăm cărțile. Am senzația că unul a fost mai jucăuș. Chiar unul a fost playboy. Iepurașul playboy. Celălalt are o intensitate care irită. Însă ce mai simt aici? Că în anul iepurlei ceva se va manifesta între voi. Ceva care probabil va șoca comunitatea cu acel mușuroi de furnici. Probabil va șoca comunitatea. Energy. Oh, luck, 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 lizard. Unu. Și încă unu. Energia. Energia celui. Wow, privighetoarea. Foc și aer. Aș spune că între voi emoțiile schimbă o gamă întreagă de trăiri negative. Cinci înseamnă schimbare, înseamnă mare preot. Și steaua iar duce cu gândul la stea la vindecare. E o întâlnire predestinată. Predestinată să, repet, să vindecați un fel de a gândi al unuia dintre voi. Unul poate are o gândire mai negativă, a trecut prin niște situații. Altul poate e prea timid sau poate și unul și altul. Știți? Ce ar mai fi? Da, ia uitați. Aduce aminte un pic de numărul 1, dar nu e același lucru. Da. Emoții negative. Aș spune și atracție foarte, foarte intensă, magnetică. Dar energia unuia este foarte adaptabilă cu această șopârlă. Dar știți că această șopârlă reprezintă, este alături de regele de bâte. Ar putea să fie energia masculină, dar vedem pe parcurs. Poate să fie energia, să fie femeia într-o energie masculină și bărbatul să trebuiască să învețe să comunice, să se conecteze la că ce aud, să învețe să comunice. Bărbatul trebuie, ar putea. Comunicare noapte. Probabil că nu știu cât de des v-ați întâlnit, dar comunicările din timpul nopții au fost cele care au transformat întunericul ăsta al cuiva. Întunericul cuiva. Unul este foarte colorat, foarte adaptabil, foarte intuitiv. Celălalt, posibil încearcă să pară mai detașat. Să pară. Știți ce simt în acest moment, această privighetoare, undeva peste o lume? Ar putea să fie distanță între voi și unul dintre voi să vrea să comunice de la distanță, să transmită ceva. Dar e interesant că și unul și altul vă priviți față în față. Și celălalt să simtă ce transmite celălalt, creează valuri, vibrații. Și am zis acest cameleon, de fapt nu e vorba de cameleon, și o pârliță, simte orice schimbare în mediul său, cu alte cuvinte. Chiar dacă ar fi comunicare telepatică noaptea, simte că, știți cum e, cei care comunicați telepatic trebuie să mă înțelegeți, simțiți că ceva în mediul vostru se schimbă, vi se schimbă starea, noaptea, ziua,
inițial nu înțelegeți de ce, pe urmă vă aruncați cu gândul la acest personaj și vă dați seama, măi, probabil se gândește, vrea să-mi transmită ceva, ceva se întâmplă. Energia intimă dintre voi. Hai să vedem povestea în acest moment. Care e povestea? Story. Situațiune între voi. Trei de cupe? Ce ar putea să însemne îndrăgostiții? Dragoste este, atracție este, dragoste este. Să sperăm că nu este și o altă persoană. Sunt conflicte. Ce înseamnă conflictele astea? Ori fi reale, fizice sau doar interioare, energetice? Variază, dar hai să vedem. Și gelozie, 5 de bute. Situațiune numărul 3. Nouă de bute, niște blocaje peste care trebuie să treceți. Și unul și celălalt, dacă vreți să fiți împreună, trebuie. Iar blocaje. Intrigi. S-au băgat niște oameni între voi, în primul rând. Și mentalul. Mentalul al unuia care trebuie schimbat. Un mental mai negativ. Ia. O dată. De două ori. Și de trei ori. Unul dintre voi posibil să n-aibă bani suficienți și să trebuiască să muncească ca să revină în poveste mai stabil. Da, hai să vedem. Opt de spade. Nu, de bute. Ah. Și 10 de monede. Fuck. Ah. Energia masculină este între două energii feminine. Ori între o mamă, 10 de monede și regina de monede și iubirea aceasta pe care a descoperit-o, ori între o soție, care posibil să fie la distanță, și această iubire. Ia uite, iubire față de care simte pasiune și față de pe care, la care ține. Ține, pentru că este fericirea vieții sale. Dă o carte pe 8 de spade. Roșu și verde. E numai o carte pe 8 de spade. Valetul de bâte. Încă o carte, te rog. Și 7 de bute. Am zis că cine este aici, bărbat, femeie, nu contează. Foarte adaptabil, dar foarte, foarte intuitiv. Simte orice și de la distanță. Simte că e ceva. Simte eventual că acest personaj are la distanță. Ori o familie, ori ceva, un job. Da? Ceva, niște chestii care blochează energia dintre voi. Simte că atracția, valetul de bâte, care este între voi, creează, îi creează blocaje, îi creează un anume tip de obsesie. Aici e o chestie de sinceritate, da? Să vă dați seama că, într-adevăr, mă gândesc ca un des, mai des decât e cazul acest personaj. Mă simt foarte atrasă. Și tocmai din cauza asta, pentru că intuiește că atracția e mare, dar vine cu niște probleme. Vine cu niște probleme. Poate intuiește că acest personaj de care se simte atras este blocat undeva, într-o situație care ține de bani, de profesie, eventual peste hotare. Și din acest motiv, tocmai pentru că e intuitiv, a încercat să blocheze, să nu se deschidă prea mult. Și în continuare, în prezent, se menține acest blocaj. Nu musai din cauza acestui personaj, cât din cauza
obligațiilor pe care le are celălalt. Vedeți, cu ochii voștri, între regina de monede și regina de cupe. Față de care e multă pasiune, dar degeaba e pasiune și multă fericire, degeaba e fericire. Dacă, totuși, acest personaj ține la bani sau ține la stabilitate. Pe de o parte vrea stabilitate cu cineva și bani cu cineva, pe de altă parte vrea dragoste și pasiune cu altcineva. Relații, energie opuse, roșu și verde, da? Pe ce vrei? Bani, apropo, între bani și pasiune, ce vrei? Hotărăște-te, fuzionează, combină culorile, combină-te. Da? Mai dăm o carte pe 9 de bâte. Complicat la numărul 3, ca de obicei. Ia uite steaua. În timp se pot rezolva asta, chestiune de distanță. În timp se pot depăși blocajele. Există speranță că se vor depăși blocajele. Dar iar steaua susține ideea de distanță între voi. Știți și unul și celălalt că, ia uite, exact steaua despre care am vorbit mai devreme și energia aceasta închisă, da? Știți că energia, întâlnirea dintre voi este predestinată ca să vindecați ceva. Ia uite, vorbesc și apare roata norocului. Să schimbați ceva în viața voastră. Și în primul rând să vă vindecați, să creșteți, să vă descoperiți. Poate unul s-a descoperit și celălalt trebuie să descopere. 10 de monede dăm. 10 de monede, 6 de cupe. Cred că aici cine are familie sau așa are și niște copii, e complicat. E complicat. Mai dăm o carte. Da. Poate un contract și muncește pentru familie, pentru prieteni, pentru rude, pentru cei din copilărie, pentru cei din trecut. Complicat. Și totuși dragoste este. Nu prea îmi place numărul 3, curați cărțile. Energia intimă dintre voi. Și despre asta ar trebui să comunice acest personaj. Despre obligațiile contractuale pe care le are, despre copii eventual, despre un fost, o fostă, despre familie, despre aceste aspecte care țin prea mult de material. Ia uite, nebun, a vrut să iasă în evidență. Ce faceți? O luați la zero? Dar e lângă energia masculină, este o energie toxică. Verdele ăsta care ține de bani, un personaj, un fost, o fostă care ține de bani, care atacă, care... O dată, de două ori, poate face și altceva, de trei ori, acel personaj care vrea să țină acel bărbat. Valetul de bâte. Ce sărutări frumoase! Iar valetul de bâte, valetul de bâte. Sărutări frumoase care v-au aprins. Dar au adus și multe decepții. Vor fi vindecate decepțiile. Energia feminină și-a dat seama că el mai are pe altcineva, ia uitați. Și îndrăgostiți, el trebuie să aleagă. Acest personaj trebuie să aleagă. Nu e obligatoriu să fie semn de aer, deși apare gemeni, poate marcaj, poate vreo planetă în gemeni, dar apare și marcaj puternic în pământ. Capricorn, taur, fecioară. Ceva în semne de apă. Eu știu, poate vreo lună, poate vreun Venus. Care trage tot timpul în trecut, acel aspect emoțional care trage tot timpul în trecut. Deci asta este energia dintre voi. Acest personaj trebuie să comunice, să aleagă. Între două. Exact ce am văzut mai devreme, ia. Exact ce am văzut mai devreme. Ia uite, doi de monede. Între două personaje. La capătul setului de cărți, asul de bâte. L-am văzut aici, da? Asul de bâte. Se poate manifesta un început. Dacă ține la fericire și dacă nu ține la bani. Depinde la ce vrea să țină.
se hotărască. Se poate manifesta un început astfel de bâte și să construiți, să vă reconstruiți, să fiți o familie fericită. Poate chiar să aveți un copil. Probabil că unul dintre voi visează la așa ceva. Vremuri cam ciudate să aveți copii, dar fiecare cu visurile sale. Nu comentez. Sărutări, atingeri care v-au aprins, dar care v-au complicat, aș spune, viața. Care v-au complicat, care v-au adus multe decepții. Ați suferit. Însă, repet, central se vede că veți depăși acest blocaj, aceste suferințe și vă veți vindeca. Suferiți în continuare și din cauza blocajelor. Din cauza faptului că poate distanță între voi, nu vă puteți întâlni. Hai să pun așa. Și ei simt dragoste, dar trebuie să-și aleagă. Trebuie să-și aleagă. Mai dăm niște cărți. Valetul de bute. Nostalgie. Gelozie. Chiar alte femei. I s-a schimbat viața, într-adevăr. I-am zis când s-a văzut ea, uite, roata norocului. Acestui personaj i s-a schimbat viața. Dar trebuie să aleagă ce vrea. Deocamdată, aș spune că și unul și celălalt. Și unul și celălalt vă este... Și ei și lui. Vă este dor unul de altul. El poate e mai gelos, ea e mai nostalgică. Zece de spade. Complicat la numărul 3. Nu sunt multe. Zece de spade. Zece de spade, puterea aici este. În primul rând, trebuie să fiți puternici. Să vă înfrânați aceste impulsuri, această atracție, ca să vă puteți vindeca. Ia uite, șapte de bâte. Să blocați regretele și regretele și speranțele. Concentrați-vă pe vindecare, pe central. Asta e puterea. Și energia feminină are puterea de a pune la punct această energie, să zic, masculină, foarte impulsivă, foarte sexuală. E în stare să-și controleze impulsurile mai bine decât el. El va trebui să învețe, eventual. Da. Păi? Și se vrea dreptate, că de fapt aici puterea are numărul 11. Se vrea dreptate. Clarificăm și îndrăgostiții. Asta vrea să iasă. Regina de spade. Poate să fie un divorț pentru unii dintre voi. Dar e o energie... Într-o energie foarte... Energie feminină foarte glacială, foarte rece și o energie feminină foarte caldă. Iau împăratul și împărăteasa aici este. Și apare o soție sau o relație karmică. Împăratul și împărăteasa. Gelozie. Gelozie. Pentru că celălalt eventual e independent, celălalt nu e independent. Și trebuie să se abține și trebuie să aleagă. Iau te ascunde. Cineva ascunde. Ce ascunde? Ascunde de soția această aventură și ascunde de, eu știu, persoana iubită faptul că are o soție sau o altă relație. Și cred că și voi, între timp, dacă a fost pasiune, că roșu și verde, da? Dacă a fost pasiune... Nu sunt un soi de ciudă, nu știu, eu așa simt, un soi de ciudă. De ce s-a întâmplat la voi așa ceva?
Acest personaj știe că trebuie să aleagă și să dea niște răspunsuri cuiva, eventual vouă, poate și celelalte persoane. Mai dăm o carte. Mamă, 7 de spade. Aici este adevăr versus minciună. Ce alege să manifeste? Adevăr versus minciună. Stăm față în față și ne înfruntăm problemele, situațiile. Asta e, plăcute, neplăcute? Sau stăm spate în spate și refuzăm? Iar două tipuri de relații, o relație karmică în care se falsează, se minte, și o relație, aș spune, divină sau de suflete pereche, în care cei doi au curajul să stea față în față și să exprime și să mărturisească și să se simtă chiar, dincolo de proiecții. Până una alta, 8 de cupe înseamnă eliberare. Energia feminină care e implicată în această poveste se eliberează de energia masculină și merge cu 8 de bâte, merge într-o altă direcție, către un cavaler de cupe care o vede, o apreciază și o vindecă. Cavalerul de cupe vindecă de decepții. 3 de spade, în care a fost ținut în acest context și conflicte. Eu asta văd. Eu știu, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne auzim în continuare cu zodiile așa cum ori ieși. Dacă nu vă place nici la zodii, căutați alte canale unde vă place să auziți ce, eu știu, se spune. Vă pup, numai bine, ceau.